Poliția locală Suceava va fi în teren cu ocazia manifestărilor zilelor Sucevei, cu un efectiv de 70 de polițiști. Aceștia vor acționa în temeiul dispozițiilor stabilite prin lege, în locațiile unde se vor desfășura spectacole și procesiuni religioase. Astfel vor fi instituite măsuri privind asigurarea ordinii și siguranței publice în zonele de responsabilitate, prevenirea faptelor antisociale, fluidizării circulației rutiere și prevenirii blocării traficului rutier în zonele aglomerate ori parcarea autovehiculelor în locuri nepermise. Aceștia vor fi angrenați pe mai multe linii de acțiune, respectiv scopul principal, menținerea liniștii și ordinii publice, controlul activității comerciale care vor verifica în ce măsură se respectă legea cu privire la cei care vând și practică acte de comerț în această perioadă, în zonele vizate, serviciul circulației pe drumuri publice care are drept scop fluidizarea traficului și eliberarea unor anumite străzi afectate de procesiunea religioasă, eliberare de mașini parcate și de diverse blocaje. Biroul de protecție a mediului, bineînțeles, va merge în zona de parcuri, în zona de spații de joacă pentru a-i monitoriza pe cei care sunt în zonă, pentru a nu se produce o cantitate de deșeuri necontrolată și în zone nepotrivite. Toate acestea fac parte dintr-o activitate normală, cu ocazia unor astfel de manifestări, o activitate de bună desfășurare sau desfășurare în condiții optime a unor astfel de manifestări. Bineînțeles că ne referim la cele două zone afectate de manifestări, zona centrală și traseul procesiunii religioase, cât și parcarea de la centrul comercial unde se va desfășura tot spectacolul artistic. Poliția locală are câteva recomandări pentru suceveni. O recomandare din partea polițiștilor locali se referă în primul rând la supravegherea bunurilor personale, pentru că va fi aglomerat și e bine să avem grijă de bunurile personale. Pe de altă parte, e foarte important, din experiența anilor trecuți, recomandăm tuturor celor care au copii, au minori cu ei, să îi supravegheze îndeaproape și să nu-i lase să se îndepărteze nesupravegheați. Cetățenii sunt rugați, acolo unde semnalează evenimente sau fapte care intră sub incidența legii, să apeleze la polițiștii din teren, la secțiile de poliție locală sau la dispeceratul instituției, la telefon 0230 212192.